Salut, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim și dacă sunteți noi pe canalul meu, bine ați venit! Anul trecut am avut un sejur în Grecia și ne-am dus cu mașina și v-am postat un filmuleț cum am ajuns noi cu mașina în Grecia. Aveți link-ul aici sus sau cumva în descriere. Noi mergem prin Serbia, Macedonia, plecăm din Sibiu. Și astăzi vreau să vă arăt un pic care este atmosfera și ce poți să faci dacă ajungi în Halkidiki sau cum te poți simți și ce poți să faci pe acolo. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din călătorile și din excursiile mele. Deci, așa cum am spus, anul trecut am fost cu mașina în Grecia. Noi când mergem cu mașina, în general mergem în Halkidiki. Noi în Halkidiki ne bucurăm foarte mult pentru că este apa foarte faină, plaje, nisip, apa mării caldă, calmă, nu sunt valuri, nu este iarbă în mare. Toate condițiile ca să simți bine la mare. Dacă nu știți, Halkidiki este compus din trei brațe. Prima este Cassandra, cea mai turistică, stațiuni frumoasă, mai cosmopolită, mai dichisit un pic. Este Sitonia, care e foarte fain pentru că este acoperită mai mult de păduri, de dealuri, așa un fel de munte, cobor la plaje, urci, mai sălbăticuță, dar foarte fain, are niște locuri deosebite. Este Athos, unde mănăstiri, biserici, și acolo poți să vezi doar dacă mergi cu vaporul în excursie. Am hotărât să împărțim sejurul nostru în două și am stat câteva nopți pe Cassandra și acolo am fost la Siviri, am ajuns ok până acolo, este aproape până la destinația autostradă. Siviri este o stațiune mai mare, are promenadă, te poți plimba, dar este un pic cam înghesuită. Aveai un apartament al tău, chiar pe malul mării, asta a fost foarte fain. Șezlonguri unul într-unul pe acolo, hotelul oferea șezlonguri. La plajă era îngustă, erau câteva șezlonguri și oaspeții de unde am fost și noi acolo erau cei mai mulți români. Își rezervau șezlongurile de dimineață, se trezeau pe la 6-7 și puneau prosoape și tu când mergeai la 8-9 nu era nimic liber. Avea restaurant, găteau foarte bine oamenii acolo. N-am stat prea mult aici la plajă pentru că am hotărât să mergem și în alte zone. Într-una din zile am hotărât să trecem peninsula în cealaltă parte, câțiva kilometri, nu știu, 10 km undeva, și nu sunt Kalitea. În Kalitea este și plajă, foarte fain. Dimineața răsare soarele din est și e fain să fii la plajă în partea din estul peninsulei sau brațului. Și seara apune înspre continent în vest și atunci este fain să stai seara în cealaltă parte. Ne-am bucurat de plajă la Kalitea, seara ne-am dus în Kalitea, e stațiune foarte faină, multe restaurante, terase, poți să iei cine acolo, te poți bucura de o atmosferă faină în Kalitea. Mai sunt plaje pe aici, un pic mai jos, pe Cocori sau ceva de genul ăsta, Beach. Mai încolo este Golden Beach, nu sunt foarte spectaculoase, dar dacă vrei să faci o tură, nu sunt distanțe mari și te poți bucura să vezi un pic ceva diferit. Noi după ce am stat câteva nopți în Cassandra, pe brațul Cassandra, ne-am mutat în brațul Sitonia, care este mult mai frumos și are plaje mult mai spectaculoase. Noi am stat undeva la nord de Neos Marmaris, la Paradisos Beach. Este acolo tot așa o chestie din apartamente construită. Hotelul Miramare Hotel. Și restaurantul Tusimati. Aici am fost cazați noi. Cameră triplă. Și pe lângă balcon, aici la parter, am avut și grădină. Au și restaurant grecesc sau mediteranean sau cu fructe de mare. Tusimati. Nu este foarte largă plaja, dar apa e foarte curată și foarte limpede. Fiecare oaspete la hotel are aici paturile de plajă și umbrela. Mi-a plăcut foarte mult să bântuim un pic pe Sitonia. N-am fost data asta pentru că nu ne ajuta vremea. Am programat să ne dăm cu șalupa, să închiriem și să dăm o tură cu șalupa la Vurvuru.
ploase în ziua respectivă și ne-au anulat-o, dar am fost în trecut și vă recomand, dacă ajungeți în partea asta, la Burburu, luați o șalupă, o închiriați toată pe zi, nu știu, undeva 150-160 de euro și o ai de la 9 până seara la 6 și te poți plimba prin niște insule sălbatice acolo. Am coborât de la Burburu și acolo se vede foarte frumos de sus plajele, așa în pădură și numai un mic golfuleț cu nisip acolo. Sunt unele private, intri, trebuie să plătești, plătești câțiva euro pe zi, parcare la mașină. Pe plajă plătești șezlongul sau poți să ai propria ta porțiune cu nisip unde poți să spui tu ceva al tău personal și nu plătești. Și am bântuit și am descoperit vreo 3 plaje acolo. Cea mai frumoasă stațiune de pe Sitonia este Sarti. Este o plajă foarte lungă. Terase, multe locuri de cazare acolo, numai că este un pic cam departe să ajungi până în Sarti. De la Sarti am venit roată prin Sitonia și ne-am oprit la încă două plaje. Prima era Kalamiți Beach, foarte frumoasă, cum se strânge acolo prin apă. Și ne-am mai oprit într-un port unde am mai făcut o baie. Apa este super limpede, ne-am bucurat de vreme. Vă pot recomanda o plajă pentru asfințit la Gomandra Beach, o plajă foarte lungă, câțiva kilometri de locul nostru de cazare. Dragii mei, cam asta am vrut să vă prezint, ce poți să faci dacă ajungi în zona asta de Halkidiki. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați să nu ratați următoarele postări. Zile minunate, vară frumoasă și doamnă!